intenții, am foarte multe intenții cât privește agenda mea în Parlament. De exemplu, în următoare două săptămâni voi depune amendamente la legea adopției. Am plătit aceste amendamente timp de 8 luni împreună cu reprezentanții mediului academic, instituții și societate civilă. Așadar, este o culminare a activității legislative de până acum. Propun între 25 și 30 de amendamente cruciale pentru a modifica legea adopției, care vor permite și deschiderea spre adopții internaționale, care au fost oprite în 2004, plus o mai mare frizare a adopțiilor la nivel național. Pe de altă parte, voi avea și întrevederi cu Ministrul Culturii pentru a discuta despre problema fostului 13 monument național istoric plasat în clasa A. Sunt interesat de această temă pentru că sunt membru al Comisiei pe Cultură și pentru că la anul se apropie anul centenarului, iar noi ca țară la nivel de reprezentare a dictaturii comuniste și de reparare a suferinței și memoriei celor care au făcut față dictaturii comuniste, cel puțin anii 50-60, nu au făcut absolut nimic, aceea vor acționa și în această direcție.